Cafeaua, băutura preferată a milioane de oameni, poate interacționa cu anumite medicamente, afectând modul în care acestea sunt absorbite și metabolizate de organism. Este esențial să cunoaștem aceste interacțiuni pentru a evita efectele secundare nedorite și pentru a asigura eficacitatea tratamentului. Antibioticele și cafeaua. Unele antibiotice pot interacționa cu cafeaua, reducând capacitatea organismului de a absorbi medicamentul. Acest lucru poate diminua eficacitatea antibioticului și poate prelungi timpul de recuperare. Pacienții care au medicamente pentru tiroidă ar trebui să evite consumul de cafea imediat după administrarea medicamentului. Cafeaua poate interfera cu absorpția medicamentului, făcând tratamentul mai puțin eficient. Cafeaua poate crește nivelul de serotonină și alte neurotransmițătoare, ceea ce poate afecta modul, în care funcționează medicamentele antidepresive. Acest lucru poate duce la un dezechilibru chimic în creier și poate afecta starea de bine a pacientului. Cafeaua poate crește efectul medicamentelor blocante de calciu, crescând riscul de tensiune arterială scăzută și de alte efecte secundare. Este recomandat să discutați cu medicul dumneavoastră despre consumul de cafea dacă luați astfel de medicamente. Dacă luați oricare dintre medicamentele menționate, este recomandat să discutați cu medicul sau farmacistul despre consumul de cafea. Ei vă pot oferi sfaturi personalizate și vă pot ajuta să ajustați doza de medicament sau momentul administrării acestuia pentru a evita interacțiunile nedorite. Prin cunoașterea și înțelegerea modului în care cafeaua poate interacționa cu medicamentele, puteți evita complicațiile și vă puteți asigura că tratamentul dumneavoastră este la fel de eficient cum ar trebui să fie. Relatează realitatea.net